C'è un evento come die, dopo avviso, lui Cătălin Saisescu a venit tati part-time. Toată lumea era foarte curioasă să vă spun. În primul moment, toți voiau să vadă cum joacă fetița Lumăruță, Șaloandra, nu? Eva. Și știi cum e, fiecare se gândește, a prins rolul că e fata cu el, vezi că uneori poate să fie un dezavantaj, știi, și să fii copil de celebrități, se întâmplă și la Hollywood, și la Paris, și oriunde vreți e pe lumea asta. Surpriza a fost totală. Eva e minunată, o cheamă Maya în film, cum de altfel le cheamă pe foarte multe fetițe din generația ei, dar și din generația următoare. Și este atașantă, e plină de umor și foarte dezinvoltă, dar ceea ce mă face să cred că o să fie o actriță mare e faptul că atunci când a ajuns pe scenă, în fața tuturor, la cinema, cu reflectorul pe ea, dintr-o dată a fost timidă. Și momentul ăla de timiditate care nu a dat în, fie într-o tăcere absolută, fie într-o ușoară obrăznicie, ci pur și simplu era emoționată de moment, m-a impresionat și cred că, așa, pentru că tot mi se cer mie tot timpul să fac predicții, eu cred că va fi o actriță, dar se pare că și-a și dorit dintotdeauna, se pare că și Măruța a filmat-o de când era mică și mașină și peste tot cât s-o obișnuiască. Acum copiii sunt foarte des filmați, nu toți reușesc să țină și un rol, care era un rol destul de complicat, mai ales că trebuia să-i dea replica lui Alex Bogdan. Alex Bogdan fiind cel care ani de zile a prezentat Gopo și care a jucat și într-un film al lui Chișu și care de-a lungul timpului a jucat la regizori diversi, dar acum s-a dus spre Letiția Roșculeț. Deci o regizoare. Mă amuză că o cheamă Letiția, știm că pe mama lui Napoleon o chema Letiția. Asta pentru că toată lumea a vorbit de Napoleon în ultima vreme, deci singurul lucru bun apropo de Napoleon e numele de Letiția și prin urmare numele Letiției Roșculeț, care a făcut un cuplu excelent de scris, de scenariu cu Bro, cu Dima. Textul, replicile sunt foarte, foarte izbutite, o să râdeți. E un film și tanzu, dar din care o să învățați foarte multe lucruri. Sunt câteva momente care puțin ne-am temut să nu pice în vulgar, n-au picat, ceea ce e foarte complicat pentru că erau senzuale fără să sară calul. Înjurături n-avem, dar m-am distrat chiar văzând afișul de la Klaus și Barroso că scria mare film cu înjurături. Adică ca să știm de star cu micuțul firește, dar ăla o să vină abia în ianuarie, pentru că știți așa, vin pe rând cât să avem cel puțin unul pe săptămână de văzut și dacă rămâneți în urmă, puteți să vedeți două pe zi, trei pe zi, cum vreți să le așezați. Foarte bună, dar asta știm dintotdeauna că e o mare actriță, Raluca Aprodu, care e profesoara și este profesoară la liceul, care are și clase mai mici, unde se dă și o probă ca să meargă mai departe, să facă muzică, personajul principal. Nu vă spun ce se întâmplă la proba cu pricina, dar ea ca directoare era ideală. Cred că ar merge mult mai multă lume la școală și nu ar mai abandona-o. Și mai mult de atât, filmarea s-a făcut din nou la Liceul Central, unde s-au mai făcut și altele, dar acum era făcută cu tandrețe, cu foarte multă iubire. Știm bine că acolo au fost generații întregi de actori care au făcut școala sau liceul și e cel mai cinematografic din București cât să te poți și mișca, dar cred că îți dă așa o poftă, parcă zici, atunci când ai cât un coșmar și zici, aoleu, n-am luat bacul, te gândești că data viitoare ai vrea să-l dai la Liceul Central. George Ivașcu, el acum merge din clan în clan, din nou pe roluri negative, dar e
foarte bun acolo și are publicul său care deja s-a atașat altfel decât de actorul de teatru și mai ales de creatorul de teatru, pentru că să nu uităm, totuși, Metropolisul a fost ideea lui, chiar dacă acum nu mai e a lui. Dar pentru noi e important că există și că a fost acolo și că l-a creat. Bun, și ca să mă întorc, că mi-a plăcut foarte tare la premiera de la Băneasa, pe lângă ideea că au scris mare pe ecran să rămâneți și după credite, mă rog, asta o credie, știți, ele de fapt nu sunt creditele de la bancă, da? Așa, dar e așa o romgleză bine, bine gândită, pentru că de fapt și în generice, după generice finale, așa, ca să nu pleci, dar cei de la Vidra, împreună cu Alexandra H., s-au priceput să oprească lumea ca să stea și la să facă o reverență actorilor care au urcat pe scenă. Sigur că m-aș fi bucurat să urce mai mult dintre ei care erau în sală. Era și Ioana Casetti, care are un rol pe care nu o să-l uitați prea curând, și unde din nou cu Alex Bogdan și cu aia mică funcționează perfect, cu Eva. Și unde știe tot așa să depășească orice moment care ar fi putut să treacă spre o interpretare prea groasă și să o facă exact cum să funcționeze. Cât să nici nu se ferească de personaj, cât să ni-l dăruiască. Apoi, Alexandru Ion este și el acolo și e foarte bine, ca de altfel și în Ramon, pentru că eu cred că astea două filme, dacă știți, probabil că ați văzut afișul, și este o bancă de asta din parc care se poate echilibra sau nu. Și cred că ele două sunt cam la același nivel, Ramon cu Tati part-time. Și aici avem, bineînțeles, o romgleză. Cu ocazia asta am văzut și reclama pentru următorul, cum să nu umblați la telefoane în timpul filmului și pe care face micuțul de nu mai mișcă nimeni și chiar tot așa. Acolo era o reclamă la fel de reușită ca cea lui Pavel Bartoș la Ramon, tot așa, cum să ai grijă ce faci, să nu lași nici mizerie în sală dacă se poate. Și mi-a plăcut că au funcționat bine și copiii. Una dintre fetițe am văzut-o și înainte și după, Ilinca o cheamă, și mi-a amintit mult de propria mea copilărie, pentru că juca un rol negativ. Era fetița cu ochelari. Cunoaștem, nu, de la 5 ani, vorba aia. Are un rol negativ, dar care pe parcurs se va modifica. Este fetița cea rea. Și asta mi-a amintit cum și eu la grădiniță mi-au dat rolul mamei vitrege și mi s-a explicat că dacă ai un rol negativ e întotdeauna mai bine și cred că așa am și rămas toată viața. Ușor ironică și poate că într-un fel e mai bine decât să fie neapărat cenușăreasa, că acolo era vorba de cenușăreasa. Aici era vorba însă de fetița cu care va funcționa până la urmă foarte bine. S-a încheiat și cu un concert. O să vedeți și concertul din film. Nu vreau să vă spun foarte multe detalii, pentru că ar fi păcat să nu-l descoperiți ca atare, așa încât eu cred că numai bine. După Reveillon, vă trageți sufletul și din 2 ianuarie intră, înțeleg, în toată țara. Și cum spunea cineva, e un film pentru părinți, da, cred că e și un film pentru copiii bine crescuți. Și să nu uităm și pe mamă, pe Teloa, că a avut un discurs foarte bun pe scenă în care spunea că e bine să ne iubim mamele și să le și iertăm dacă uneori sunt prea, poate prea îngrijorate soarta noastră. Să mergeți să-l vedeți pentru că o să vă placă și mai mult copiii, chiar dacă sunt ironii apropo de copii mici, greu de suportat, care țipă, urlă, cunoaștem povestea, pentru că mai e acolo încă un personaj, încă un avocat care are o grămadă de copii. Dar totul din nou e foarte echilibrat și asta cred că ne-a lipsit de multe ori în filmele noastre și uite, acum s-a reușit.
Iar Eva, spre deosebire de puștiu din singura casă, îți face poftă așa să ai un copil sau măcar, cum spuneam, puteți să mergeți cu copiii, cu nepoții sau cu finii și finuțele. Aici rolul nașului, care nu este naș mafiot, este unul foarte important. Și pentru că am vorbit de umor, pentru care mult, și mi-am zis că poate nu ați aflat că la Brăila s-a deschis chiar un muzeu al umorului. Și care, la cuvântul umor, are, bineînțeles, fața galbenă care râde. Mai țineți minte, era un scurtmetraj care se chema așa. Bine, acum pentru noi, pentru primii ani, toată lumea spunea despre Iliescu, că este când Iliescu apare, soarele răsare și identificau fața galbenă care râde cu el. Nu, nu, aici, între timp, am depășit momentul, chiar dacă supraviețuiește. Dar ideea aparținului Costel Pătrășcan, împreună cu alți doi colegi, a făcut un muzeu al umorului în care puteți să descoperiți nu numai caricaturi și, uite, între altele, am mai scos o carte așa numai bună de pus pentru adulți. Știți cum e în Franța? Sunt lezetren, sunt cadourile pentru adulți, vin de anul nou. Ea se cheamă Una pe noapte, cu gândul la Matias Lan, un foarte mare caricaturist de la România Liberă, care făcea una pe zi. Și în muzeul ăsta îl puteți descoperi și pe el, și pe Matias Lan cu desenele lui. Îl puteți descoperi și pe Mihai Stănescu și e o călătorie așa în timp, pentru că mai ales lor le-a fost și mai complicat cu ironiile până în 89. Dar nici acum nu e foarte simplu dacă te bagi un pic în politică și nu ții nici cu unii, nici cu alții, e greu cu supraviețuirea. În plus, la etaj, clădirea e superbă. La etaj, spune așa, că e deschis veșnic. Mă rog, nu e chiar deschis veșnic, că se mai întâmplă să fie și închis acum, să fim cinstiți. Dar la etaj e și o sală de cinema cu niște fotolii grozave și poate că la un moment dat, de ce nu? O să ajungem cu diverse filme. Cred că tati part-time ar funcționa perfect, pentru că sunt câteva caricaturi numai bune. Așa încât vă urez un an și cu umor. Știu, facem haz de necaz, dar hai să facem haz fără necaz în 2024.